Sâmbătă 23 septembrie, de Ziua Mondială a Curățeniei, romașcanii sunt așteptați să participe la o acțiune de igienizare a malului stâng al râului Moldova. Romașcanii sunt chemați sâmbătă 23 septembrie să participe ca voluntari la o amplă acțiune de igienizare organizată cu ocazia Zilei Mondiale a Curățeniei. Locul de desfășurare a acțiunii este malul stâng al râului Moldova, pe tronsonul cuprins între Podul de Fier și Bazar. Ca în fiecare an, pe 23 septembrie se sărbătorește Ziua Mondială a Curățeniei și Primăria Municipiului Roman va marca această zi, când ne propunem salubrizarea malului stâng al râului Moldova, însemnând de la stația de Peco Petrom și până la Bazar. Acțiunea se va desfășura sâmbătă pe 23 septembrie, începând cu orele 10, și toată acțiunea va fi desfășurată cu sprijinul elevilor din unitățile de învățământ din Roman. Bineînțeles, îi așteptăm pe toți voluntarii care vor să ni se alăture acestei acțiuni, să se prezinte în această zonă și să împreună să reușim să o curățăm. Deșeurile strânse de voluntari vor fi depuse în saci, care vor fi transportați de o firmă specializată din domeniul salubrizării.